Printr-un ordin al Ministrului Afacerilor Interne, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Vâlcea va avea, începând de săptămâna viitoare, un punct de lucru secundar în municipiul Drăgășani, care va funcționa într-un spațiu situat în sediul primăriei. Astfel, cetățenii din partea de sud a județului Vâlcea nu vor mai fi nevoiți să vină la Râmnicu Vâlcea pentru înscrierea vehiculelor, pentru că acum au acest serviciu aproape de casă și, în același timp, vor scăpa de aglomerația de la ghișeele din Râmnic. Pentru început, la acest punct de lucru vor fi preluate doar documentele necesare operațiunilor de înmatriculare și pentru eliberarea autorizațiilor provizorii. Dar, în scurt timp, activitatea va fi extinsă, potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Vâlcea.